Bine ai venit pe 99 Vehicles! Dacă nu ești aici de mult timp, dacă nu te-ai abonat la canal și vrei să înveți multe despre mașina ta, îți sugerez să te abonezi. Vor urma clipuri în fiecare săptămână, aproape zilnic. Dacă nu postez într-una din zile, înseamnă că am luat o pauză sau nu m-am încadrat sau s-a întâmplat ceva. Dar în general îmi fac timp, fac tot efortul să postez foarte regulat. În general, ascult de ceea ce îmi spune audiența, ceea ce îmi spun urmăritorii, să filmez, desigur dacă e un subiect interesant, dacă nu a mai fost abordat și așa mai departe. Însă, am observat că foarte mulți îmi scriu, care probabil sunt noi pe canal, îmi scriu foarte multe persoane să fac un clip despre un anumit subiect. Subiecte care, de altfel, s-au mai repetat, au mai fost discutate. Deci dacă, uite, vă fac un screen share, dacă intrați pe 99vehicles, dați pe pagina principală a canalului, o să vedeți aici channel art-ul, în fine, statisticile, o să vedeți niște playlist-uri făcute de mine, aveți rubrica uploads, unde sunt ultimele clipuri încărcate, sunt în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clipuri. Apoi mai jos sunt cele mai populare clipuri ale mele, ce să nu-i faci mașinii tale, recomand toată seria, e foarte bună, este tehnică, peste jumătate de milion de vizualizări, apoi cele mai fiabile mașini, de asemenea peste jumătate de milion de vizualizări, apoi cele mai proaste mașini, clipul ăsta o să-l mai refac, o să mai adaug anumite mașini care nu-mi plac, la care am ceva de comentat, care nu sunt foarte bune la mâna a doua. Dacă vorbim de mașini noi, orice mașină e foarte bună, deci eu mă pun în locul celui care vrea să cumpere, să nu stau toată ziua cu mașina respectivă în service, electrician, mai ales că în ziua de azi este foarte greu să găsești un mecanic. Apoi am alte clipuri care au devenit aproape virale, câte 12 la fiecare rubrică, despre ulei, aici trebuie să mai adaug foarte multe clipuri, nu am mai adăugat cine știe ce clipuri aici la aceste rubrici, însă dacă dați pe videos, pe clipuri, o să vedeți toate clipurile mele care se vor încărca, sunt aproximativ 420 de clipuri din care puteți alege, puteți să vă uitați aici, în rubrica aceasta, ca să vă uitați la un subiect de care sunteți interesați, sau puteți să căutați pe canal search, vei să scrii despre ulei, vei să vezi toate clipurile care sunt legate de ulei și vezi minciunea uleiului comerciale, cum alegem corect uleiul, am greșit uleiul, cel mai bun ulei pentru Volkswagen, Long Life, BMW, toate subiectele legate de ulei le găsești dacă, mamă câte sunt, o grămadă, dacă scrii la search ceea ce te interesează. Am văzut că mi-ați scris să fac clipuri despre frână de motor, am făcut. Despre, eu știu, despre diferențialul autoblocant sau cu alunecare limitată LCD, am discutat. Despre sistemele front-wheel drive, rear-wheel drive, all-wheel drive, tracțiune față-spate sau integrală, la fel am discutat. Despre uleiuri, repet, despre transmisii, manuale, automate, când schimbăm uleiul la cutie, ce să nu-i facem mașinii noastre, cum să ne întreținem mașina corespunzător, intervale de service de la 0 la 400.000 de kilometri, la ceea ce ar trebui să ne așteptăm, să se strice la mașină și multe, multe, multe alte clipuri care eu zic că sunt folositoare dacă te afli în acel moment în care ai nevoie de cineva care să-ți dea o informație prețioasă. Eu vi-l ofer absolut gratuit pe acest canal, vor urma foarte multe alte clipuri, am în acest an în plan să fac garajul unde voi filma lucruri practice, începând cu luna, eu știu, aprilie-mai, o să încep să postez după ce realizez acel garaj, o să iau și o mașină mai veche sau în stare foarte proastă, să ne apucăm să meșterim la ea și o să revin și cu multe clipuri practice. Am fost criticat de voi că eu pe acest canal discut doar teoretic, nu vin și cu argumente practice sau că se vede că nu am nu știu ce experiență. Am stat printre mecanici, am stat să văd multe operațiuni complexe, însă nu am pus eu mâna. Asta o să fac începând cu anul acesta.
O să încep să fac multe, multe, multe clipuri practice. Dacă aveți sugestii, doar îmi puteți scrie în rubrica de comentarii. Eu fac tot posibilul să le citesc pe toate. Dacă nu răspund, nu înseamnă că nu l-am văzut, însă mi-ar lua foarte mult timp să răspund la aproximativ 500.000 de comentarii la fiecare clip. Repet, dacă ești nou pe acest canal, îți mulțumesc că ai venit, că te-ai abonat. Am și un magazin online dacă ai nevoie de piese de cea mai bună calitate, de ulei Ravenol pe care îl recomand. Dacă nu știi nimic despre Ravenol, poți afla la mine pe canal. Un ulei foarte bun pe care îl poți verifica tu, făcut doar în Germania. Și dacă dorești o ofertă de preț pentru mașina ta, pentru plăcuțe, discuri, distribuție, ambreiaj, amortizoare, becuri, faruri, eu știu, orice altă piesă în afară de ulei și filtre de consumabile, ne poți scrie pe WhatsApp la numărul afișat pe ecran, ne poți trimite un e-mail și cu cea mai mare plăcere, dacă sunt întrebări, dacă sunt lucruri care se repetă în rubrica de comentarii, eu o să revin cu un Q&A. Ideea este că vei găsi foarte multe informații pe canal. Înainte de a-mi lăsa un comentariu că vrei să fac un clip despre nu știu ce subiect, îți recomand cu căldură să te duci întâi pe canal și să te uiți la ce clipuri am. Dacă te interesează cele mai populare clipuri în ordine descrescătoare, poți să dai la cele mai populare. Dacă te interesează în ordinea celor mai noi clipuri, poți să dai la Date Added Newest. Dacă vrei să vezi cele mai vechi clipuri ale mele, să vezi evoluția acestui canal, poți să o faci dând la Oldest Videos și vei vedea foarte multe clipuri. Aștept părerile și sugestiile voastre mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.